Bun găsit, stimați telespectatori! Suntem la emisiunea Rădăcini. Vorbim astă seară despre povestea unei importante personalități a vieții culturale gorjene, a învățământului gorjean, așa cum vedeți pe ecran, e vorba de Grigore Pupăză, dar și despre o parte din opera sa, spunem doar o parte, pentru că încă Dan Pupăză, fiul domniei sale, încă mai caută și va mai lansa în perioada următoare și alte lucrări ale domniei sale care n-au văzut încă lumina tiparului. Avem plăcerea să revină în studio domn profesor Dan Pupăză, la care îi spunem bun venit în emisiunea Bine noastră. Bine v-am găsit și bună seara la telespectatorii dumneavoastră. E corect ce am spus, faptul că opera lui Grigore Pupăză încă nu este cunoscută în totalitate? Aici aveți dreptate, nu e cunoscută pentru că devine sunt și eu, devin au fost și timpurile. Dar nu m-am gândit că tot ce a scris sunt lucruri importante și astăzi. Multe din lucrări au fost prezentate la diferite simpozioane sau la întâlniri cu profesorii de limba și literatura română și profesorii de istorie. Așa că n-am făcut nimic altceva decât să le iau de acolo manuscrisele și să le transcriu și să le pun la un loc. De mare ajutor mi-a fost Ion Popescu Brădiceni, care și-a dat seama de importanța lucrărilor și a zis hai să le punem una după alta și așa s-au strâns volume întregi. Și mai sunt multe, că n-am intrat în toată arhiva de acolo, mai sunt foarte multe documente care pe parcurs vor vedea și ele lumina tiparului. Sunt lucruri interesante, de asta le-am scos, nu de altceva. Și sunt valabile și azi. Da, să spunem telespectatorilor că o parte din munca dumneavoastră din ultimii ani o aveți chiar lângă dumneavoastră, cărți editate în ultimii 20 de ani, să spunem da, așa. Da, să luăm în ultimii 20 de ani. Da. Că dar unele am început, chiar ați fost și noi să participăm, da, la o primă carte. Aceea a fost prima carte care am lansat-o la Cani, Istoria Învățământului și Jurnalul de Front. Jurnalul de Front. Bine, povestea tuturor acestor cărți este foarte interesantă. O să încercăm să aflăm câte ceva despre ea în această seară. Haideți să vorbim puțin de aceste cărți, mai ales că avem și imagini, câteva imagini selectate din, cu ajutorul dumneavoastră, din ce a apărut în cărți sau din ce aveți dumneavoastră în arhiva personală, imagini legate într-un fel de Grigore Pupăză sau de ce a prețuit și a studiat el cu mare atenție. Înainte de a trece să discutăm despre aceste cărți, să mai spunem un lucru. Grigore Pupăză a fost, cum spuneam, o personalitate importantă, dar care, datorită vicisitudinilor timpului, n-a fost remarcată, n-a fost apreciată la mărimea valorii sale. Ne dăm seama acum, iată, 10-20 de ani de la dispariția domniei sale, sau chiar mai mult decât a trecut, în momentul când vedem cărțile, care, deși scrise la vremea aceea, sunt valoroase, extrem de valoroase și astăzi. De fapt, a avut un noroc cu profesorul Cârstoiu, așa, care l-a apreciat în tot ce scria și l-a rugat să scrie într-una. Și toate lucrările care le-a scris și le-a prezentat la diferite simpozioane, a mers acasă și le-a pus în câte un plic. Și eu le-am găsit în plicuri sau în dosare. Atunci le-am luat și le-am aranjat. Unele au fost destul de greu de descifrat pentru că timpul a trecut peste ele și hârtia s-a deteriorat. Am refăcut cât de cât am putut să fie complete acele lucrări. În orice caz, a avut un mare respect față de activitatea dascălilor. Dascălii a considerat ca fiind un pilon principal al unei țări moderne. Și a plecat de la faptul că Octavian Goga a avut o intervenție în Parlamentul României în 1920 și a spus că cei care au construit marile evenimente în România au fost dascălii și preoții. Le-a trezit românilor o conștiință națională. Și de aceea a plecat totul. Pentru că dacă motiva el că niciun partid nu e înscrisă toată România.
și nici chiar sub timpurile trecute. Da, și ca de obicei, de secole de-a rândul, dascălul și preotul au fost liantul unui sat, dar de fapt conducătorii acelui sat în supraviețuirea prin trecerea timpului. Aveți în față unele din ultimile apariții, dar aș vrea să le amintim pe toate, sau pe toate care le aveți la dumneavoastră, urmând după aceea să intrăm și în imaginile pe care le avem. O carte care vorbește despre dascăli, am și intitulat-o Dascălii averea României. E un lucru fantastic. Dascălii din Gorj și în special cei din Târgu Jiu, acum 110 ani, țineau flacăra culturii aprinsă sus de tot. Și după părerea mea, cred că se situau pe locul 4 în țară, la nivelul la care lucrau atunci. Dar, din păcate, în scurt timp au fost și împrăștiați în toată țara. Există din vremea aceea, apropo de Spiru Haret, aprecia foarte mult dascălii gorjeni, și pe Ștefulescu, și pe Dumitescu Bumbești, și pe Lazar Argioceanu. Și pe Lazar Argioceanu. Deci au fost personalități remarcate la nivel, chiar la nivelul Ministerului Educației sau Învățământului, de cum se numea. La Bălănești a fost de 3 ori. Spiru Haret, la Bălănești, în vizită de 3 ori. La ce ministru al educației a mai ajuns de 2 ori într-un loc, sau mai ales în Gorj? În Gorj, să zicem că a fost în ultimii ani fostul premier, pentru că era parlamentar de Gorj, nu neapărat că avea legături cu învățământul. Da, dar sub Spiru Haret atunci a fost o etapă în care s-au construit multe școli la centrul comunei. Foarte multe școli în Gorj sunt încă de pe vremea aceea. De pe vremea aceea. Și apoi vine între 1920 și 1930, vine doctorul Angelescu, care începe o nouă iufă și construiește școli și în statele aparținătoare. Așa că cei doi miniștri mari, și care sunt, cel puțin Angelescu are și legături cu Oltenia până la urmă, e oltean la bază, au făcut lucruri importante în toată Oltenia, inclusiv în județul Gorj. Lucruri importante în țară. Și apropo de tema, de titlul emisiunii noastre, Rădăcini, păi rădăcinile și vieții culturale și atunci și acum, rădăcinile spiritualității acestei zone, cu siguranță pleacă din lumea școlii, din efortul acelor învățători, acelor dascăli care s-au sacrificat la vremea respectivă. Acum vreau să vă dau un amănunt. Că la Arcadi școala împlinește 170 de ani. În anul acesta, 170 de ani de când funcționează după documente, nu după povești, că a funcționat și mai înainte. Că primul învățător de acolo, a cărui diplomă o avem ca așa și repartiție la Arcani, era din Arcani și făcuse școala tot acolo. Deci Pârvuțoiu. Vă dați seama, de atunci și până, nu știu până când, dar orice caz, până de curând, la școala la Arcani n-au fost decât dascăli calificați. Dascăli cu școala. Atunci era și normal să... Pe vremea aceea era un efort să fie, acum practic peste tot este la fel. Da. Dar atunci era un efort mare. Nu înseamnă că și rezultatele sunt la fel. Da. Și dacă domnul profesor și director Gheorghe Gorun a numărat dascălii pe comune care au făcut școala normală la Spiru Haret, apoi spunea anul trecut că din Arcan sunt cei mai mulți, dar sunt foarte mulți pentru că nu i-a numărat pe cei care au absolvit școli normale la Vâlcea, la Bihor și în alte părți și n-a numărat nici învățătoarele. Așa că cred că numărul lor mai punem încă 25% pe lângă cei care au fost. Și noi suntem la Arcan, de atunci numărase vreo 50, așa, și după noi venea alții la 25 de dascări. Da, deci tradiția unei zone totuși micuțe din punctul de vedere al populației. Da, micuțe, dar au fost interesați să facă școală ca lumea. Și au și construit școli. La 1909 au construit o școală într-un an de zile. Școala așa care acum este Cămin Cultural. În 57 am mai construit o școală. În 64 am început construcția alte școli și în 67 a fost gata. O școală cu etaj care acum... mai mult... Este doar clădirea, da. Doar clădirea. Din păcate. Mai sunt copii, deci au fost interesați de școală.
Să învețe și... O tradiție, de cum spuneam, rădăcinile s-au pus aici prin munca multor dascăli, dar în același timp și contribuția satului. Și contribuția satului se vede numai prin acei tineri îndrumați spre, spre liceul pedagogic. Da, da. Și părinților care au pus umărul să ridice școlile, să construiască clădirile școlilor, pentru că s-au făcut cu bani puțini și mai mult cu muncă voluntară. Interesul a fost fantastic pentru ca toți copiii, majoritatea copiilor să meargă la școală. Și au mers. Și au ajuns oameni mari și încet, încet satul s-a depopulat din cauza că... Au ajuns oameni mari și au plecat. Da. Este și asta o explicație. Întorcându-ne la cărțile pe care ați reușit să le editați până acum, în două decenii sau două decenii și ceva, ați început cu Dascălii averea României, care este practic ultima carte apărută, nu? Sau penultima? Nu, nu, nu. Nu, e antepenultima. Da. Așa, Dascălii averea României, pornind de la faptul că am găsit foarte multe referate, să le zic așa, sau materiale susținute cu diferite ocazii. Și atunci, fiind vorba despre dascăli, am intitulat-o Dascălii averea României. Pentru că să știți că mulți dascăli din Gorj sunt de valoare națională. De valoare națională. Vorbim la prezent sau în istorie, la trecut? În istorie. Și acum avem dascăl de valoare națională, nu vreau să neg, nu, îi cunosc. Să zicem că îi cunoaștem până la urmă, dar cartea se referă la cei de dinainte, la cei pe care i-a cunoscut până, Grigore Pupăză la vremea respectivă. Ce se întâmplă? Nici la cei de vârsta lui n-a intervenit. Până la vârsta dumnealui, acolo s-a oprit. A luat... Așa, cei din trecut, da. Cei din trecut. Așa, și unii mă întreabă, da, uite, mai fost și cu tare. Zic, a fost, dar ea de vârsta lui taică-miu și nu s-a ocupat și de ei. Și apoi mulți aveau probleme. Mulți aveau probleme și, de, poate mai încurcau niște lucruri. Mulți au trecut. Era cenzura, erau multe alte lucruri în vremea aceea. De fapt, dacă nu era Cornel Crăstoiu, profesorul Cornel Crăstoiu, nu era niciun material. Sincer să fiu. Gata, erau să se încheiau lucrurile acelea, pentru că n-avea voie să scrie. Și de fapt, n-avea voie să publice. N-avea voie să publice. Practic, se presupunea că nu scrie. Da. Așa, însă, primul material care l-a susținut în fața profesorilor de limba română a fost, poartă pe el 7 semnături care voie să-l prezinte. Și nu erau ceva deosebit. 7 semnături. Da. Și ultima era lui Cornel Crăstoiu. Dar era un om care fusese pus la index, care suportase rigorile închisorilor comuniste, participant la rezistența anticomunistă din Gorj. Da, aia a fost o problemă grea de tot, dar o problemă interesantă și o problemă care după atâți ani revenim acolo unde vrea să ducă România. Unii intenționau să o ducă. După atâți ani, ne-am gândit că trebuie să ne întoarcem la cele fapte. Am înțeles. Ziceam, mergem mai departe de la această carte, celelalte. Cealaltă carte este Contribuții la monografia folclorică a Văii și Aleșului, un lucru foarte frumos, pentru că ne aducem aminte de ce se întâmpla pe Valea și Aleșului altădată. Altădată. Obiceiurile, sărbătorile. Practic, această carte le pune în nemurire, având în vedere că unele dispar cu fiecare generație, tradiții, obiceiuri. Acum să știți că aici o lucrare importantă este Batista. Despre Batista, foarte puțin știm ce a însemnat Batista pentru români și cred că la niciun popor n-a avut o însemnătate așa de mare. Dar pe Valea Jaleșului, noroc că a venit cineva și a consemnat ce a însemnat Batista. Deci se găsește aici Batista, da. Batista e mai important decât costumul schilăresc, dacă vreți. Și cum se făcea Batista până la urmă? Batista însoțește pe om de la naștere până la moarte. Nu, din punctul de vedere strict fizic, cum se făcea acea Batista? De la secesia la război? Secesia și apoi era cu 100 de... A, deci avea și... Și fiecare fată avea motivele ei să așa... Dădea iubitului, nu o dădea, o lua înapoi de la iubit să strica legătura, dar și la mormântare.
Deci această Batistă are o are o poveste Batistă lungă. Batistă la figura până la urmă are o poveste foarte interesantă. Foarte, foarte interesantă Batista și să știți că taică-mi s-a plimbat pe la multe simpozioane prin țară cu Batista. Aflasă adică, de ea. Deci era comunicarea respectivă, comunicarea, nu Batista. Da, cu Batista. Sau a reușit să strângă câteva și ori, adică să aibă și exemplele aferente pentru muzeu. A avut exemple aferente și le-am fotografiat și dacă... mă gândesc cu atât domn profesor Mocioi la o întâlnire din asta mi-a spus să zic ceva despre Muzeul Arcan și am vorbit și despre Batistă și a făcut o apreciere ce să știi că la Arcan este și Muzeul Batistei. La câte Batiste sunt este și un muzeu al Batistei. Un lucru foarte, foarte și așa este. Stând și fotografiind și privind la fiecare Batistă în parte, zic, uite ce lucruri minunate. Și mai sunt Batiste prin bucătării sau poduri pe la câteva familii pe acolo și dacă le caută, găsim lucruri foarte interesante. Da, ce idee să avem o expoziție la Arcan sau prin altă parte o expoziție de Batiste de-a lungul istoriei. De fapt, muzeul este, când a aranjat muzeul, e Batiste peste tot. Dar lucrarea e mai interesantă decât dacă dinainte am prezentat lucrarea, explicația ce spune fiecare Batistă. Atunci am privit mai atent, ne-am oprit poate o jumătate de zi privind batistele și le-am gustat, am vedea... Da, ce ar transmit, fi altă atenție, altă atenție data acelui subiect. Față de batistă și față de oamenii care interesantă provocarea. Acum să știți că avem și o colecție de oprege unicat. Adică colecția asta de oprege nu este decât vreo 80. Nu, având în vedere că Arcaniu aniversează în această toamnă 50 de ani de la înființarea muzeului. O să dedicăm cel puțin o emisiune acestui subiect pentru că este de o importanță vitală pentru cultura gorșană. De fapt, e primul muzeu setez din România. Cu atât mai important. Mergem mai departe la următoarea deci, carte. Deci, contribuția e foarte interesantă, foarte frumoasă și apoi mai bine... o lucrare care mi-a intitulat O viață dăruită școlii. Aici e vorba de ideile despre felul în care trebuie predată limba română în școală, sub diferite aspecte. Și experiența de la clasă a trecut-o toată în lucrări și astăzi sunt valabile acele experiențe. Și am citit pe undeva prin niște lucrări traduse din limba engleză, scrise niște americani, și are niște idei exact cum sunt în aceste lucrări. Și anume că, de exemplu, că o fotografie, o imagine valorează cât 1000 de cuvinte. Deci atât de unde și-au luat-o cei care fac deci, acea, uite, din acele emisiuni dedicate fotografiilor mai interesante. Da, așa, dar din păcate autorii de manuale uită să pună o imagine acolo, să vă zic o întâmplare nefericită. Într-un manual de clasa a doua, o doamnă învățătoare, poate profesoară, nu știu ce, a pus o lecție capra neagră. Capra neagră, care e pe cale de dispariție. Bineînțeles, n-a nimic. Și pe o jumătate de pagină o descrie capra neagră. Părul mic, coada scurtă, cornișoare, chestii. În loc să pună o fotografie cu capra neagră să vadă copilul. Așa, sincer să fiu, nici eu n-am reținut toate caracteristicile căprițe care descris-o acolo. Nu o să pun o fotografie, descrie acolo. Ce să reține copilul? Nu, vedeți că nu știm să facem manual. Poate că profesoara învățătoarea respectivă era plătită la numărul de cuvinte care le scria manual. Nu, dar sunt convins că n-a văzut capra neagră. A avut ocazia să văd capra neagră. Dar nu puteam să vedem o capră oarecare? Întrebare întrebătoare. Dar apropo de ce înseamnă manualul școlar la acest și metodica. Moment. Lipsește metodica. Am zis să fac așa câte un exemplar pentru fiecare școală și să dau... Da, interesant această... Așa, pentru profesorii de limba română. Bine, lucrurile... Și nu doar până la urmă. Sunt valabile și pentru alte limbi străine și matematică. Sunt adevărate lucrurile care sunt aici, cum trebuie să acționăm cu elevul. Mergăm mai departe, povestea care începea cu mulți ani în urmă, ați editat și alte cărți din arhiva Grigore Pupăză
Și spuneați dumneavoastră, aminteați de Arcani 2005, momentul când lansați Istoria învățământului din județul Gorj, o carte care, cel puțin până la acest moment, este una dintre cele mai complete despre istoria învățământului gorjean de la începuturi și până la al doilea război mondial, să spunem așa. Da. Și am mai găsit câteva lucrările care nu le-a trecut aici și sper să completez altă dată. Da, nu știu de ce nu, n-au avut loc, nu le-am, nu. Nu știu ce oricum, s-a întâmplat. Oricum, cartea este una destul de voluminoasă și așa, deci în momentul când are multe date care s-ar fi pierdut altfel. Cu siguranță. S-ar fi pierdut dacă nu le scrie aici. De fapt, știa, școala gorjeană o cunoștea foarte bine. Așa, mai ales că avea și un frate care la fel a scris mult despre școala gorjeană, a scris și el vreo 150 de lucrările care le am acasă aranjate și sper ca în curând să vadă lumina tiparului și acele lucruri cu perioada interbelică, lucruri minunate despre școală. Da, colaborările cu Gorjanul interbelic și da, toate cu Gorjanul, sigur. Sunt foarte multe lucruri interesante despre dascăli care probabil că pe la unele școli nu se mai știe de ei. Sunt convins de treaba asta că mulți dascăli despre care vorbește aici nu sunt cunoscuți la școlile respective. Și nu știu cum să fac. Să nu uităm că chiar până în 1989, dar cu siguranță până în anii 60, se purta acel muzeu la fiecare școală, care acolo într-un colț amintea și de foștii dascăli. Din păcate, această tradiție s-a pierdut prin modernizarea din unele școli, prin schimbarea generațiilor, a făcut ca unii dascăli proeminenți ai Gorjului să fie uitați, mai ales în zone, s-au mai și strămutat anumite sate, s-au mai făcut diverse lucruri, dar efectiv unii sunt uitați și sunt personalități de prim rând. Și-au pierdut rădăcinile. Da? Și-au pierdut rădăcinile. Așa că... da, asta, apropo de rădăcini, da. Un popor fără istorie nu e popor. Cu siguranță. Deci și mulți se străduiesc ca să demoleze istoria. Dar din păcate... sunt unii, din păcate, din fericire, sunt unii care se țin totuși bine și fac un lucru mare pentru... Da, trebuie să nu uităm de unde am plecat, trebuie să nu ne uităm rădăcinile, pentru că suntem, cum se spune, apropo de greșelile din istorie, dacă le ignorăm, le uităm, suntem cumva condamnați să le repetăm. Așa că e bine să ne știm istoria și e bine să ne știm... tradițiile, obiceiurile, tot ce ține de trecut și care a adus un plus istoriei sau evoluției contemporane. Acum, vreau să vă zic, taică meu cu domnul Cheznoie și cu domnul Chirtoc a scris și monografia școlii Arcani până în 76. Așa că avem o bază la 170 de ani și să știți că sunt niște lucruri minunate. Am impresia că acolo ar fi fost o școală americană după inițiativa celor de acolo. Niște oameni extraordinari, niște dascăli minunați, unii șefi de promoție, unii cu vederi largi. Dacă un preot preda religia la ora de religie, preda elevilor cum se construiește o primărie, cum se construiește o școală, cum se construiește o biserică. Ia că ce făcea preotul cu elevii lui. Și acum noi nu vedem decât anumite lucruri la ora de religie. Tot în 2005, acolo am lansat o carte, o file de jurnal și volumul 2 jurnal de front, în care sunt însemnările de pe front, de pe frontul de răsărit, că în vest nu a ajuns și multe lucruri grele au fost pe frontul de răsărit, în care mulți din colegii lui, taică-mă că parcă au fost trimiși toți, fiecare comandă de pluton, mulți au murit alături de el. Lucruri triste pe care le consemnează și am găsit și scrisorile care le trimitea la soțiile lor acasă și le dea vestea morții. Vestea cumplită, da? Vestea la cumplită. Dispariții. Și mai spune ceva, că Basarabia până la urmă va reveni la noi, și atunci când s-a retras din Basarabia și a luat o glie de pământ, a pus-o în geamantan și a dus-o acasă. Și o am pus în grădină acolo, că a păstrat-o mulți ani în bibliotecă și am luat-o și am pus-o undeva acolo. Și într-adevăr că e iarba frumoasă pe glia din Basarabia. Și în curând sunt convins că Basarabia va veni lângă noi, chiar dacă nu vor alții.
și uneori chiar niște români nu vor. Da, ne apropiem de 1908, de 2018, de secolul acela de la Marea Unire, poate atunci să reușim marele vis al multor români de partea asta Prutului sau din partea cealaltă. Mergând mai departe... Ei, acum vreau să vă zic că acum 100 de ani în America au fost 21 de arcăneni, au muncit acolo. Și unul dintre ei s-a întors cu un album cu foarte multe poezii. Și l-a mânat lui taică-mă și a zis, asta e lucrarea mea de gradul întâi. Și lucrarea de gradul întâi a fost cu emigranții de pe Valea Jaleșului în America. De fapt, unul dintre ei era cetățean american. N-au știut domnii sau tovarășii, n-au știut că e cetățean american, dar l-au dus la Bumbești Livezeni și i-au dat o robă în brațe cu gândul că o să dea ortul popii. Dar a reușit să se întoarcă acasă, dar a venit bogat și a murit sărac. N-a plecat la timp în America, pentru că lucrase 15 ani la uzinele Ford. Și le-am propus eroi de la Craiova să le trimit o fotografie cu poza dumnealui, care și-a adus aportul la apariția mașinilor Ford în America și poate și în Europa. Deci, destin excepțional în împrejurări excepționale. Dar să știți un lucru, că dacă arcanii au făcut progrese mari pe anumite linii, a făcut și datorită faptului că au fost acești oameni din America. Au venit cu un alt stil de viață, cu un alt stil de a lucra, cu un alt stil de a munci. S-a cunoscut în viața lor. Și dacă vă dau un exemplu, că unul dintre ei, John Petcu, a plecat Ion și s-a întors John, așa, când s-a întors, a cumpărat un teren acolo și a construit o primărie și s-a pus și primar. Bine votat, s-a rupt de comuna Arcan și a făcut comuna Câmpofeni. Și a fost primar acolo și dacă a făcut foarte multe lucruri, n-a suferit nimeni de foame. Dacă era foamete mare, avea grijă să aducă alimente pentru oamenii de acolo. Gândiți-vă. De unde le aducea? Din țară, de unde erau. Cine le finanța? El le finanța. A, deci era pe buzunar. Avea bani. A făcut și o bancă acolo. A făcut și o bancă. Dacă toate băncile le-au dat faliment. Dar ca să vă zic un lucru, dacă nu făcea un drum undeva, spuneam data de o facem drumul cu tare, peste deal. Dacă cine nu venea la drum, la refacerea drumului, că apa îl făcea praf, iarna și toamna și iarna, nu circula pe drum. Poziția clară, nu. Interesantă ideea. Noi aveam, o să ne întoarcem la cărți, însă spuneam că avem niște fotografii, niște imagini. Haideți să prezentăm și această monografie sau ce este Arcanii. Nu, e vorba de la 45 de ani am scos o cărticică legată de muzeu, pentru că sunt foarte multe lucruri valoroase și mă gândeam că se puteau pierde. De fapt, despre Arcani a fost un scriitor, Ion Beițoiu, care a scris și o monografie a Comunei Arcani. A scris o lucrare de doctorat și a luat doctoratul cu Arcani. Cu monografia Arcani. Da, și o am și cred că trebuie să o retipăresc, așa ca să vedem. Să vedem ce lucruri minunate a cuprins un scriitor venit de la București cu alte vederi largi și nu știu ce. Și lucrarea lui a fost amplu comentată în presă ca fiind valoroasă. Să vă mai întreb dacă comunitatea locală de la Arcani, în sensul administrația locală, vă ajută sau vă ajuta cu ceva în tot acest demers? Mai are rost? Știți, când e vorba... Nu, vreau deci să... am dat și răspunsul, practic. Vreau să vă zic un lucru. Printr-o cărticică, nu știu prin care mi-a rămas ceva, că orice stat se bazează pe trei piloni. Că totdeauna trei puncte sunt coplanare. Deci nu se clatină. Pe economie, pe politică și pe cultură. Și spune autorul, dacă cultura nu funcționează, celelalte două sunt făcute praf. Interesant. Cultura. Și să știți că acum hai să ne gândim până acum etapele astea de alegeri. Cât s-au vorbit despre cultură? Va ajunge cineva la urechi?
Nimeni. Mie nu mi-a ajuns la urechi să văd pe cineva. Deci cultura este o cenușăreasă. Și nu funcționează. Nu, de asta nu funcționează. Bine, și când vorbim, și când vorbesc de învățământ sau sănătate, o fac numai în contextul că vom face și vom trece, dar practic e doar... Bine, cultura implică multe lucruri. Așa. Bineînțeles, inclusiv inclusiv sănătate. Da, inclusiv învățământul ar fi, să zicem, din ramura respectivă. Învățământul nu se poate fără învățământ, dar nu prețuim nimic. Mai toate clădirile și mai toate cărțile care sunt foarte importante pentru istoria asta sunt împărăsire. Sunt undeva puse într-o bibliotecă, dar tot cineva din America mi-a deșteptat o idee, că zice, în America toată lumea aleargă, cum aleargă și la noi, ca să-și dea copilul la o școală bună. Și a zis să nu uite cei care caută profesori buni într-o școală, că cei mai buni profesori îi găsesc într-o bibliotecă. Da. Și apropo de biblioteci, și are dreptate. Cosic, de fapt, cosic. Și Grigore Pupăză a găsit toate aceste lucruri importante, le-a găsit tot în biblioteci, tot în arhive, în arhive, așa. În poduri de școală, cum a fost despre Jaleșul și toate celelalte. Dar haideți să vedem și imaginile pe care am reușit să, tot cu ajutorul dumneavoastră am făcut rost de ele, să rugăm colegii din EGES să dea drumul la imagini. Aici este o fotografie foarte interesantă cu absolvenții din 1937 de la școala normală Spiru Haret, care toți au plecat pe front. Aici, la o întâlnire la vreo 30 de ani, cu cei care mai erau în viață și cu profesorii lor. Sunt extraordinari. Uitați-vă ce profesori de elită erau. Da, o să fie și... Am găsit tocmai astăzi, norocul meu că m-a spus să găsesc niște fotografii și am găsit un document care atestă că Grigore Pupăză este unul dintre absolvenții școlii normale din Târgu Jiu, care în fiecare an a obținut premiul întâi. Da, pe era problema aceea că chiar domnul Gheorghe Gorun spunea că numai domnul Grigoroiu sau da, ceva de genul da. Avea așa. Iată că nu, n-a fost nu. Așa. Deci, iată documentul care arată documentul că premiul întâi și semnat de directorul Mihailescu, care nu semna Mihailescu. Bineînțeles. Care nu semna orice. Da, bineînțeles, nu. Păi dar e document holograf, deci se vede clar că nu e oficial. Eu știam problema asta, o știam, dar nu puteam numai să zic. Și aici Grigore Pupăză cu soția. După ce a ieșit din încurcăturile cu politica de, nu știu cum... După ce n-a mai fost adversar al comunismului, da. Sau cum se spune. Aici, pe front cu prietenii lui, cu... Așa, pe frontul de răsărit. A fost numai pe frontul de răsărit și de acolo, în jurnalul lui, descrie. Aici, după ce a scăpat din arest, arăta cam cum trebuie și vreau să vă zic că primul aici cu Marioara Berca, pe care o susținea foarte mult și la care a cules foarte multe cântece populare și care îi dădea curaj și zicea ca să se mormânteze aici să vă prezint un dascăl, fotografia asta n-am scos-o până acum, dascălul Constantin Cătuț, care în legătură împreună cu Niculescu Monu au scos timp de 10 ani toate cărțile pentru școli din România. Deci cu Pantelemon, Niculescu Monu. Cu Niculescu Monu. Da, niște doi dascăl de înaltă clasă. A recunoscut și la nivel național. Au făcut amândoi și pușcărie. Da. Ca să nu, o altă imagine. Altă imagine aici cu ultima clasă la care era Grigore Pupăză de diriginte și cu colegii de școală care au vrut să intre în fotografie. Da. Un lucru foarte frumos. Ia că cum s-a încheiat cariera unui dascăl cu o fotografie. Prin ce an era poza asta? Prin 76. Ei, aici vreau să vă prezint, am ținut să vă pun această poză, că la Arcani a fost o activitate culturală de excepție și ia că aici, pe Ion Sanda, care acum e bolnav, intrând la Baia de Aramă, rolul lui Tudor. Ia că ce frumos mergea Ion pe un cal nărăvaș, care așa a pătruns și toată lumea l-a ovaționat. Tudor din Vladimir. Da, și poetul Ion Sanda, atât de poetul cunoscut. Poetul Ion Sanda, care foarte frumos a scris. El e ministrul culturii Gorjene, al păi Jaleșului. Aici este apogeul arcănenilor, în 1967, de la dialog la distanță, pe scena
pe scena operei române din București și au bătut pe cei de la Ploiești. Așa, aici, Crinul Satelor, de care știți dumneavoastră că e în comuna dumneavoastră, așa, Crinul Satelor, o mișcare extraordinar de interesantă pe care Grigore Pupăz a descoperit-o sub oglindă în podul școlii de la Cornești. De fapt, întâi a funcționat la școala la Ceaurul, taică-mă, când a scăpat, când a ieșit, când a avut voie să funcționeze. Aici avem o fotografie din tinerețe. Rita a plecat pe front. Avea grijă să-și facă fotografii totdeauna, că nu se știa dacă se mai întoarce. Se mai întoarce, da. Aici în 1900, în 1996, da. În 1996, când Muzeul Comunei Arcani a prins numele Grigore Pupăz. Acolo sunt oameni de cultură valoroși și Ion Sanda, care prezintă materialul, așa, și o diplomă de onoare. Și Grigore Pupăză, care era în ultimii ani de viață, de fapt nici n-am știut ce se întâmplă acolo. Au ținut totul secret. Și aici, la care programul pe care, la care și dumneavoastră ați participat, e 2005, acolo, da. În 2005, legat de cărțile care le-am lansat atunci acolo și foarte frumos. N-am fost pregătit să iau și fotografiile, că am foarte multe fotografii legate de momentul respectiv. Da, unele aici din coperta. Acele fotografii pot fi găsite pe pagina mea de Facebook. Le-am pus în ultimul aici timp. Aici, da. Coperta la dascălie, averea României. Acolo, așa, și o viață dăruită școlii, o lucrare de metodică jos, pălăria, așa. Istoria învățământului din Gorj. Sclipiri. Apropo de luminițiile acelea, da. Da, soarele, da. Văzut în apa oceanului Atlantic. File de jurnal, printre puține jurnale ținute de un ofițer în timpul războiului. Aici cu americanii, ia că americanii mei de pe Valea Jalești au plecat acolo și cu obiceiuri. Aici sunt cu vicleiul în America, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Deci au plecat cu obiceiuri cu tot, nu de sărbători, nu stăteau în casă. Și plecau să colinde pe la toți, la toți românii din zonă. Aici o lucrare, Ziditusa, o lucrare scrisă pentru învățătorul de Alberca, în care vorbește de dascăl într-un mod extraordinar. Și aici cred că se repetă. Jurnalul, da, jurnalul de front. Jurnalul sunt de front. E celălalt jurnal, că ați avut două. Da, am pus de două ori, da, ceea ce... Da. Da, și cealaltă e vorba de, care ați prezentat-o ultima dată, e vorba de istoria muzeului din Arcani. Da, muzeul din Arcani, să știți că avem piese de valoare europeană, nu națională, depășesc așa și încă se păstrează bine, dar e un pic de muncă, un pic de aranjament, că trebuie să le vedem, la adevărata valoare. Multă lume, oameni de pe afară au trecut pe acolo, m-au sunat ca să vadă muzeul. Și au văzut. Ceea ce e foarte important. Ați venit însă și cu ceva documente foarte importante. Acestea pot să fie de arhivă, sunt extrem nu, de valoroase. Astea le duc la muzeu. Vă invidiez că le aveți. Astea vor merge la muzeu. În momentul în care totul e în siguranță acolo, am niște vitrine frumoase, interesante și să le punem ca să fie văzute de lume și să fie și mângâiate. Parcă este altceva. Ce este în aceste... Deci, aici... Este vorba de un caiet de caligrafie scris de domnul Cătuț. Să precizăm. Păi între 1930 și 1939. Da, oricum, deci până în al doilea război mondial. Și aici, ca să vă dați seama, în afară de faptul că te învăța cum să scrii, zice, sunt și niște îndrumări extraordinare. Strânge la tinerețe ca să ai la bătrânețe. Deci pe lângă toate astea, aici e și un caiet de diligenție, nu? Nu, da, înveți unele lucruri unele chiar lucruri. În momentul când ortografiezi frumos. Omul drept și cinstit, estimat și iubit. Dar mai zice undeva aici, Italia și Franța sunt surorile noastre mai mari, Rusia, Bulgaria și Polonia sunt vecini cu noi. Foarte interesant. Se adevărește? Da. Iată. Iacă. Și o spunem asta dinainte de 1939. Deci. 1939. Nu, și să nu uităm că acest caiet a fost a intrat în toate școlile din toate România. Da, în toate școlile. Și nu și-a luat rabatul. A mers fără bani, fără câștig. Da, dar a ajuns acolo unde trebuia. Până la urmă și-a atins scopul această lucrare. Și-a atins scopul. Lucrare. N-a fost, nu era chiar un simplu caiet.
Nu, că am zis că trebuie să-l refac și să mă am o copie de o parte așa, că e interesant. Așa și vreau să... Am adus aici niște... cred că asta ne oprim ultima dată. Da. La Haznaș. Da. Că avem de comentat. Cu siguranță, da. Ca să arătăm, da, că nu ne-am întâlnit degeaba. Să mergem puțin mai mult, că deja, da, timpul e... Și poate unii cred că în perioada 1900-1950 dascălii au dormit. Ei, uitați, aici am o revistă, revista Șezătoarea Săteanului, care este publicată de Gheorghe Dumitrescu Bumbești, așa, și este la 1910, numărul care l-am este din iunie. Iacă, o revistă la 1910 apărea la Bumbești. Și încă ce revistă, spuneam că inclusiv ministrul de atunci venea în Gorj de chiar de 3 ori în zona respectivă. Și ce materiale sunt în acea... Sunt foarte interesante. Materiale, dacă orice material îl publicăm într-o revistă de astăzi, să știți că zicem că e pentru noi. Mergem mai departe. Vă urgentez puțin pentru că mai avem școala noastră, minute. Școala noastră, uite, și în Zalău. Tăi că m-a venit, a funcționat în județul, în Zalău și a luat și revista cu el, că și publica. A și publicat în această revistă și mulți dascăl și LAV. Lucrurile sunt de actualitate. Uniunea Membrilor Corpului Didactic Români la 1915. Ia că ce revistă apărea pentru... Era la nivel național, dar nivel cu contribuții național. Din Gorj. Și cu contribuții din Gorj. Iar prietenul Săteanu la 1926, niște învățători din Gorj au scos această revistă, nu stăteau la un loc. Și aici am găsit o revistă Flacăra, mai rară. Așa, era abonat un elev de... În 1911, cred că apărea. Da, în 1911, un elev așa, care era la școala normală și a murit pe front, săracu. Așa, și a rămas revista. Școala și viața, asta este apărută în 1931, cu foarte multe articole despre școală, valabile și astăzi. Totdeauna dezbatem, deci problemele nu se rezolvă. Dar măcar preocuparea există. Preocuparea există. Da. Așa, și o revistă care la fel m-a impresionat, la 1901 apărea la Târgu Jiu. Nu la Târgu Jiu. Nu, la Bălănești. La Bălănești, da. La Zădar Gioceanu. Da. Apropo de Amicul Tinerimii, revista de la Tudor Cunoscută, aveam și Amicul Poporului. Amicul Poporului, da. Așa, revista Învățătorimii Gorjeni, în care sunt multe articole scrise de dascăl celebri de atunci. Da, prima ediție, că între timp s-a mai dus o ediție și din păcate ea nu mai apare la acest moment. Da, nu mai apare și e păcat. E păcat. Așa. Și acum ne întoarcem la Crinul Satelor, o revistă scoasă de doi elevi, așa. Studenți la vremea respectivă. Studenți, fapt, așa. Găvan, Jaleș, da? Și Copotoiu. Și Copotoiu, ajutați de Bazavan. Da. Așa. O revistă care ne încântă și acum prin materialele prezentate și pentru minut, haide să vorbim de revista Jiului și de povestea... O revistă foarte, foarte interesantă este revista Jiului, scoasă de doctorul Haznaș, un mare medic al Gorjului, și n-am decât, pe scurt așa, dacă am intrat în criză, da, să vă citesc ceva care e valabil și azi, și mâine, și poimâine. Vă rugăm. Zice așa, ar urma că evoluția societății spre noi țeluri numai atunci s-ar face fără convulsiuni, când această evoluție s-ar face pe baze largi democratice, dând respectul și considerațiunea elitei intelectuale ieșite din această masă, elite ce se manifestă prin forțe intelectuale superioare și capabile de a se sacrifica fără interes pentru binele public. Și mai e o mică completare. Iar spiritul public al marilor mase sociale, fiind ridicat printr-o cultură cât mai intensivă, cultura mai intensivă și mai serioasă, ar fi capabil să-și priceapă mai bine interesele, și acum tragem concluziile, știind să facă deosebire între bine și rău, între cei cinstiți și între șarlatani, între democrați și demagogi. Da, și apropo, că de ce vorbeam de Haznaș, Haznaș considera că elita intelectuală a unei țări vine dinspre sistemul de învățământ, foarte important.
Ar mai fi fost alte lucruri de spus. Din păcate, timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Cu siguranță o să reluăm în toamnă unele dintre subiectele acestea, mai ales că sunt și câteva aniversări frumoase la, și la Arcani și în ce privește opera lui Grigore Pupăză, contribuția dumneavoastră. Haideți să facem un anunț. Că în septembrie, nu știu, 17-18, nu știu cum cade duminica, da. Așa, acolo vom lansa o carte pe drumul lung al pușcăriei, vorba de mișcare anticomunistă de la Arcan și de la Peștișani, care e pe tapet, și tot atunci vom vorbi despre mișcarea culturală din Arcan, care împlinește anul ăsta 95 de ani. Tot pe bază de documente. Atenție, știre în exclusivitate, deci pentru luna septembrie. Vom fi acolo. Domnule Dan Pupăză, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Rădăcini, invitatul nostru, domnul profesor Dan Pupăză, urmașul regretatului Grigore Pupăză. Mulțumim pentru atenție, la revedere! La revedere!